Data de 13 septembrie are o semnificație aparte pentru toți românii, este ziua în care sărbătorim pompierii, eroi anonimi ai zilelor noastre. Ei sunt cei care, zi de zi, poartă lupta cu secundele pentru a da șansă la viață, sunt cei care, fără să stea pe gânduri, intră în foc, ape sau sub dărâmături pentru a-și salva semenii. Anul acesta, ca în fiecare an la data de 13 septembrie, sărbătorim Ziua Pompierilor din România. Anul acesta se împlinesc 172 de ani de la bătălia din Dealul Spirii de la 1848, unde o mână de eroi ostași pompieri, conduși de capitanul Pavel Zăgănescu, au ținut piept armatei otomane. În cinstea lor și astăzi există în București Monumentul Eroilor Pompieri, încă din anul 1901. La detașamentul de pompieri Câmpul Lung, anul acesta, din cauza situației actuale, din cauza epidemiei de COVID-19, din păcate nu s-au mai organizat zilele porților deschise, cum eram obișnuiți. Nu am mai putut primi vizitatori, în schimb am organizat aici pe plan local anumite activități specifice Armei Pompierilor. S-au împlinit 172 de ani de când pompierii salvează vieți. În acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, aceștia nu au mai putut să își deschidă larg porțile pentru a fi vizitați de cei interesați, în special de cei mici.